Înainte de a începe ședința, dacă sunt colegi care vor să intre să participe, dacă v-a anunțat doamna... Nu. E cineva care intră... E de acord cu toate, dar vreți vreme neapărat și dacă lipsești tot, nu mai online nu mai e valabil, nu? Este valabil ca prezent. Exprimarea votului, dar exprimarea votului. Motivarea absenței nu poate beneficia de indemnizație. Doamna Cocra a participat la ședința din comisie și a dat accept. A venit la toate... și la ședința. Așa, a venit și la ședință, nu a putut din motive medicale, nu a putut să mai mult. A fost de acord cu toate, ordinele de zi, cu toate proiectele de ordine de zi. Sunteți de acord să o puneți prezent? Acum, dacă sunteți de acord să intrăm în ședința de astăzi, da? În conformitate cu dispoziția primarului Comunii Răcăciun, numărul 109 din 7-4-2022, a fost convocat data de 12 aprilie 2022, ora 11, la sediul Consiliului Local Răcăciun, într-o ședință extraordinară, cu următoarea ordine de zi. Intrăm în ordine de zi, da? Credem. 1. Aprobarea procesului verbal la ședinții ordinare din data de 28-3-2022 și procesul verbal a ședinței extraordinare din data de 31-3-2022. Proiectul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului și cuantului burselor adresate aferente semestrului 1 al anului școlar 2021-2022 pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat din Comuna Răcăciun, județul Bacău, inițiator primarul comunei. Proiectul 3, proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui imobil, teren în suprafață de 9 metri pătrați, situat pe strada Ștefan cel Mare, numărul 136A. E localitatea Răcăciun, Comuna Răcăciun, de Bacău, inițiator primarul comunei. Punctul 4, proiect de hotărâre privind aprobarea modificării listei de investiții pe trimestrul 2 anul 2022, inițiator primarul comunei. Și la punctul 5, divers. Dacă sunt colegi la... dacă sunteți de acord cu o zi. Vedeți că s-a mai adăugat la noi la comisie? Acum, da, spune, așteptăm pe doamna... Da, mai avem un proiect de hotărâre, dar o să ne explice doamna secretară de discuții vorba care a apărut de acum, ca să-l includem pe ordine de zi, da? Așteptăm doamna secretară. Să proiectul... suplimentăm ordinea de zi. Da, păi asta discutam acum, doamna secretară, să spun discuții vorba ca să aprobăm... Deci, deoarece pe 16 mai, cei de la CRAB vor avea o ședință, ne-am solicitat reprezentarea, puternicirea din partea Consiliului Local a reprezentantului, hotărârea pe care o dăm de obicei. Am considerat ca să nu ne grăbim în mai cu ședința sau să facem o extraordinară, cu acordul dumneavoastră să o punem, să suplimentăm ordinea de zi de astăzi și să o discutăm la ordinea de zi de astăzi. Eu ați avut-o pe comisie, dacă nu ați avut timp, discutăm în plen și vă citesc exact ce vor ei să voteze. Deci ce, da, ce dorința, ce trebuie făcut este să supunem la vot suplimentarea ordinii de zi cu acel proiect de hotărâre. Supunem la vot. Cine este pentru? Acum, intrăm în ordinea de zi. Și ordinea de zi cu suplimentare? Cu suplimentare, da. Cu suplimentare, vezi, normal. Proiectul 1. Aprobarea procesului verbal a ședinței a ședinței din data de 28-3-2022 și procesul verbal a ședinței extraordinare din data de 31-3-2022. Ați avut în comisii procesele verbale. Vă că ați dat aici, în toate comisiile aveți favorabil, dacă au fost întrebări pe tema proiectului ăsta în comisie. Domnul... Nu. Comisia juridică, domnul Dizoiu? Nu. Nu. Domnul Danu? Nu. Toate proiectele au primit aviz favorabil. Nici la noi în comisie n-a fost. Așa că supunem la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? De la ședința din data de 28 martie. Da, 28 martie. Ordinara. Ordinara și... extraordinara de data din 31 martie. Da, da, da. Păi am aprobat pe amândouă în același moment. Mulțumim. Deci la proiectul numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului și cuantumului burselor aferente semestrului 2 al anului școlar 2021. Extraordinar. Procesul verbal. De la extraordinar. E acolo. E acolo. Se supun la vot ambele. În același proiect. Da, da. Eu am înțeles că doar cel... Nu, nu, nu. Să punem la vot amândouă. Nu mă leacă atent. Proiectul numărul 2. L-am citit.
dacă avem tot așa de la comisie, avem aviz favorabil, am văzut dacă au fost întrebări în comisie. Nu. Nu au fost întrebări. Atunci supunem la vot proiectul numărul 2. Cine este pentru? Bună, mulțumesc. Proiectul numărul 3. Proiectul de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui imobil din suprafața de 9 metri pătrați, Ștefan cel Mare, 130 la stat, nu Cartea Tărăcăciuni. Tot așa, avem avizul favorabil de la comisie, nu mai avem un vot împotrivă la comisia juridică. Da. Dacă au fost întrebări, domnul președinte, la... Nu. Nu au fost întrebări. Nu au fost, am eu o neclaritate mică de tot. Proiectul de hotărâre, exprimarea este imobil teren. Nu înțeleg. Păi și ce imobile? Sunt imobile. Bine. Da, nu, imobil, în paranteză teren, trebuie. Așa trebuie. Atunci, atunci sunt... Da, corect. E o scăpare. Am înțeles, să fiu. Păi, numai un pic. Doar la 9 metri pătrați. Exact, da, da, exact la imobil. Că unii... Da, este vorba de stația de gaz. Stația de gaz, la plața de acolo, da. Stadion. Bun, dacă n-a fost întrebări, să punem la vot. Cine este pentru? Nu, 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 nu. Haideți să o luăm pe rând. Aici avem nevoie la orice licitație de anumite... Trebuie să stabilim. Pe anumite, da, dacă înainte de asta, voi, aș avea doar o întrebare. Am avis favorabil la comisie, deci nu sunt împotrivă, să înțelegeți, în legătură cu acest proiect. Mă întrebam doar pentru că nu știu cât se întinde terenul primăriei pe acea parcelă. Deci terenul care este avea graniță direct, este de 9 metri pătrați ăla care l-are de am înțeles asta. E, da. Urmând parcarea care e betonată este a primăriei. Urmând până la gard, nu? Nu, nu până la gard. Până, deci este betonat unde, unde a fost depozitat bandera 4, este al terenul Fundației Sfântul Ioan Calabria, are 1000 și ceva de metri pătrați. După care vine terenul de sport care e al nostru. Bun. De ce întreb asta? Pentru că mă gândeam, acum noi o să aprobăm că omul are nevoie de contract să-și continue activitatea. Ideea e că acolo, la intrarea pe terenul de sport, eu o văd ca o intrare mică acea poartă. Dacă am putea cumva, pe viitor, să luăm în considerare, să discutăm deja la semnarea contractului, știu eu, să-l mutăm exact pe granița cât avem noi terenul, să-l mutăm cumva înspre... Schimbăm după... Putem să facem un alt adicționat. S-ar putea să-i schimbe amplasamentul, schimbe... Să schimbe el amplasamentul să fie... Pe mine m-ar interesa ca intrarea pe stadion să o facem mai mare, mai primitoare, mai frumoasă, mai îngrijită, cu o parcare aferentă acolo. Noi avem un plan, să vă relatez ce am discutat și în troșință de Consiliul Local, dacă mi-aduc aminte bine acum un an, dacă mă știu, sau 2 ani. O parcare amenajată pentru cetățenii care vin sau cei care vin la primării, la anumite compartimente, notariat, evidența populației și chiar și la primării. Zona aia unde este betonată, aia să fie destinată atât parcărilor pe timpul în curs săptămânii a cetățenilor, dar și pentru activități sportive care se vor desfășura. Aia să rămână la primărie acolo. Partea dinspre, de la trotuar către primărie, să o amenajăm, să o asfaltăm și să facem locuri de parcare pentru... și automat se eliberează, nu aglomerăm zona de intrare. Ca pentru o chestiune, că... da, ca o chestiune personală, să zic, dacă acum noi vrem să facem intrarea aia mai largă, mai frumoasă, mai... Proiectul care a fost aprobat la modernizarea bazei sportive Ilia Manoliu, aia, deci aleea respectivă care este acum, aia a fost pusă și în proiect, aia a fost avizată și de către ISU. Cei de la pompieri sau de la ISU, nu mai țin exact, în baza documentației care s-a eliberat domnului cu gazul, tot pe aleea respectivă. Puteți să aibă început să fie o la multă distanță față de... Se aduce în zona de securitate. Da, la multă distanță față de un imobil. Păi asta, de asta întreb, poate există vreo posibilitate, nu știu dacă... Pentru că la închiriere a avut o păschiță de amplasare și aia trebuie respectată. Trebuie să vedem dacă mai în lateral un pic ca să ne facem o intrare frumoasă acolo pe stadion. Sunt grădească cu bază de plătare. Eu n-am o problemă că e acolo. Mi-ar plăcea să fie acolo. Nu am o problemă să-l dau, să-l aducem către primărie, automat de medelare.
Prima dată stabilim, faceți propuneri pentru stabilirea perioadei de închiriere. Da, cine propune? Pe ce perioadă? Domnul Iștoc Felix. 3 ani, domnul, eu propun să facă anual. E cel mai bine, dacă el nu-și vede treaba lui și nu-și acceptă toate. Un an. Investiția este deja făcută. Nu știu că faci de vreo. La contul părților trebuie să accepte. Asta ne ajută și pe noi dacă vrem să facem românii. Da, da, în cazul e. Posibilitatea atunci. Altă. Supuneți prima propunere. Prima propunere. Cine e de acord pentru 3 ani? Da. Restul. Deci rămâne acum. Pentru prețul. Prețul. Nu, nu, domnule, pentru asta sunt întrebat și pentru una. Propunere pentru una. Am spus restul. Prețul sunt. Supunem la vot. Pentru una, cine este de acord? Cine este de acord? Da, mă înțeles, domnul Rogiu, să arăt. Da, restul. Mulțumesc, domn președinte. Da. Pentru asta, doamna secretară. Nu, președintele Consiliului. Da. Da? Da, la prețul de pornire. Haideți să vedem prețul de pornire. Am o întrebare, care este valoarea estimată? Acum, până acum plăteau 150 de lei. A cui? La terenului de acolo, pe 9 metri. N-am făcut. Făceam dacă îl vindeam, dar pentru închiriere, puteți întreba cât plătea până acum. Plăteau 150 de lei pe lună. Pe dacă îl permiteți în proiectul de hotărâri, s-a făcut mențiunea că este amplasat strategic, în centrul satului. Da, deci, de asta zic, în proiectul de hotărâri să face mențiunea că este amplasat strategic în zona 0. În studiu de oportunitate. Exact, da. Bun, dacă sunt propuneri, dacă rămâne pe dumneavoastră, dacă mai sunt alte propuneri. Pe ce sumă? Păi eu, din câte am luat la cunoștință, prețul de pornire, dacă propuneți. Să, poate colegii nu știu, era undeva la 150 de lei metru pătrat. Metru pătrat sau toate suprafața? Nu, toate suprafața. Suprafața. Pe toate suprafața. 150 de lei. Pe toate suprafața și pe lună. Pe lună. Bine, veniți cu dumneavoastră, cu propune. Cine propune? Eu aș propune să stabilim un preț în euro, plătibil în lei. Ideea este alta, că mereu rămânem în urmă. Nu rămânem în urmă pentru că folosim rata inflației. În momentul în care folosim euro, folosim rata de schimb, dar dacă plătim în lei anual, adăugăm rata inflației. Avem niște contracte păguboase făcute de costul local, nu vorbim să credeți. Veniți cu o propunere. Unde a fost să-ți vreau contractul ăsta păguboase? Avem un contract păguboas pe o casă închiriată de primărie, care e 40 de lei pe lună. Domnule, luăm un pic. Haideți să intrăm în ordine de zi. Propuneți, domnul Iacobus. Un preț. Deci, dacă e pe metru pătrat și era, până acum percepeam 50 de lei pe toată suprafața, 150. Eu spun să meargă mai departe, dar să avem în vedere să stabilim prețul în euro, că dacă nu pot fi... Asta mai e o propunere. 250 de lei pe toată suprafața, adică nu putem să facem. Pe lună, 250 de lei. Pe lună, pe toată suprafața. Nici nu este un preț rezonabil. Vreau să fac o mențiune legată de prețul contractelor în euro, dacă îmi permiteți. Un minut doar. În momentul în care se încheie contractul, am impresia că avem obligația să specificăm cursul de schimb la care facem... Și de fiecare dată când plătește, și ne poate fi în avantaj sau în dezavantaj. Dar rata inflației este mult mai avantajoasă rata inflației la contractele în lei. Nu poți să faci un contract și să mergi cu plata... Asta fac firmele de telefonie care au anumite clauze abuzive. Dar nu trebuie să specificăm mai e o propunere. Domnul Iacobuș n-a făcut nicio propunere. Domnul Dițo, e 250 de lei pe lună pe toată suprafața. Da. Mai e vorba, nu. Atunci să punem la vot. Cine este prima de-a-t-o? Propunere. Păi care da, nu, mai. O să vă propunem, 250, că nu stabilim, nu. Nu stabilim, nu. Domnul Cocuș nu propune. Bun. Să punem la vot. Cine este pentru?
propunerea de 250 de lei, o dăm unanimitate. Și ce mai aveam aici, cei trei membri, doi membri din comisia de licitație și un membru supleant, vă rog. Eu am pus aici, dacă observați, garanția de participare, am lăsat-o liber, pentru că garanția de participare este valoarea a două chirii. Asta înseamnă că garanția va fi de 500 de lei. Da? Bine. Domnul Munteanu, pentru cei doi consilieri, da? Și supleantul. Domnul Danu, domnul Vice și domnul Iancu supleant. Asta e propunerea. Mai sunt propuneri? Da. Bun, să punem la vot. Cine este pentru? Supuneți în totalitate, vă rog. Și acum să punem în totalitate proiectul de hotărâre. Cine este pentru? La minute. Bun. Dacă îmi permiteți, înainte să trecem pe următorul, cum mai am o mențiune, știu că îți vorbăresc, dar mă interesează așa, avem 5 euro jumate la propunerea domnului Ionuț, care am și votat, adică n-am o problemă cu asta, înseamnă 5,5 euro pe metru pătrat, teren concesionat de primărie, 5,5 aproximativ, ce am zis cursul care l-am găsit. Preț pe metru pătrat în punctul 0 al comunei. Poate să fie un preț de referință, adică eu nu știu cum putem să avem grijă la prețurile astea, pentru că dacă cauți să cumperi un teren de la altcineva, bănuiesc că prețul sare de... Domnul Iștof, e pe un an de zile. Am înțeles. Nu cred că mai are sens motivația asta dumneavoastră, în condițiile în care ați avut posibilitatea să votați și să, sau să veniți cu mențiunea că doriți un bătut. Tocmai asta specificam. Am fost de acord cu propunerea, doar să fim atenți pentru că e 5 euro. Bun, haideți să trecem la proiectul numărul 4. Deminuența într-un fel sau altul, tot ce înseamnă. Dumneavoastră considerați să putem înțelegi. Domnul Dițoiu. Domnul Dițoiu. Domnul Dițoiu. Haideți să trecem pe propunerea. Domnul profesor. Proiectul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării listei de investiții trimestrul 2 anului 2022. Un proiect care se... Nu, un pic. Aici avem la avizul comisie și toate sunt favorabile, da? Au fost întrebări? Nu. Domnul primar, dacă puteți să... Acum două săptămâni la ședința din martie am inițiat un proiect de hotărâre referitor la... montarea a câtorva stații, două sau trei stații de încărcare autovehicule pe curent electric. Pe PNRR există, o să apară ghidul, dar trebuie să depuneți, să modificăm această denumire. A apărut și achiziționarea unui microbuz electric. Adică în aceste stații îți dă gratuit și un microbuz electric, dacă accesăm acest proiect. Ghidul încă nu a apărut, deocamdată dăm forma numai unei titulaturi a unei denumiri de proiect. Când apare ghidul, o să facem o extraordinară sau o să facem o ședință să aprobăm exact devizul, valoarea și tot ce e. Dar sunt la fel, pe fonduri europene, banii sunt totalitatea de europeni, nu venim cu niciun fel de cofinanțare. Nu avem nicio cofinanțare, și atunci e fantastic. Păi nu, bani pe energie verde, de asta zic. Adică la proiect inițial se adaugă achiziția. Da. Trebuie specificat și microbuzul ei. Da. Aveți titulatura acolo, nu mai rețin exact cum... Întrebați. A, deci nu e din bugetul local. Nu. De asta, nu e din bugetul local, e fonduri europene. Sunt bani care se tot, ați văzut, se dau pe anumite proiecte pe energie verde, începând de la stații de încărcare electrică a mașinilor, panouri, eficientizare energetică. Și aici mă simt dator să vă dau un răspuns favorabil la ce am votat împreună la ședința trecută din luna martie, a proiectul de modernizare și eficientizare energetică la școala numărul 1 Răcăciuni, Comuna Răcăciuni. Proiectul a fost, ședința a fost făcută pe data de 28, da. Pe data din 3 aprilie am depus cu număr de înregistrare la PNRR proiectul. Suntem cu numărul 44 pe toată țara. Deci într-o oră banii s-au epuizat. Ca să știți, pe acest proiect. Suntem, Comuna Răcăciuni este și am aici dovada. Este prinsă, așa, de pe... Ceea ce am făcut noi și zic, asta e extraordinar de îndată când am grăbit eu ca să... Am meditat de 44 de pe punctul, puneam în scris.
suntem grăbim de fiecare dată. Da. Primul venit, primul servit. Ăsta este unul din proiectele care le-am depus. Da, le-am depus pe PNRR. Deci, ghidul și modalitatea de depunere este foarte, timpul este foarte specificat în ghid, este foarte scurt. Adică, ați văzut și dumneavoastră, apare, se deschide pe, dau un exemplu, pe 8 și până pe 24 trebuie să ai toate documentele depuse, inclusiv înscrierea. Ceea ce unele UAT-uri face imposibil, pentru că trebuie să emite hotărâri de consiliu local, trebuie să aloci bani, să aprobi deviz și așa mai departe. Acum mai avem, mai am un proiect pe care se va duce la cunoștință, care se va depune pe data de până pe 24, de pe 18 aprilie, deci luna asta, până pe 24, proiectul cu gazul. De luni. Înființare de luni. Înființare sisteme de distribuție a gazului natural, inclusiv abranșamentelor, precum și a racordului de la sistemul de transport al gazului natural. Noi avem SF-ul, am prins bani în buget, până pe data de 24, acel târziu cred că pe 20-21 o să depunem, pentru că azi am primit răspunsul la Transgaz, un răspuns care l-am, astăzi am primit răspunsul la Transgaz și vă dau și citire, ăsta este răspunsul, aici vă dau numai concluzia. Având în vedere că la nivelul acestui SRM există un debit disponibil de circa 1175 de metri cubi, comunarea Căciun poate fi alimentată cu gaze naturale la sistemul public de distribuție adiacent de acest SRM, caz în care solicitantul trebuie să adreseze de Gas Grid, ESAT Târgu Mureș, concesionarul sistemului de distribuție. Am făcut și acest lucru ieri, ne-am adresat și celor. Deci Transgazul este proprietarul conductei și a bunului gazului, în primul rând, și distribuitorul și operatorul este Del Gas Grid, care se află la nivelul Bacăului într-o sucursală, dar tot la Târgu Mureș. Am făcut adresă către ei. Important că noi avem și avem un avantaj, că avem alocat cota. Deci sunt UAT-uri care nu au alocat cota, trebuie să facă din nou să fie alocată cota. Noi avem alocat cota, deci comunal că și se poate branșa oricând la gaze printr-un proiect finanțat pe fonduri europene, buget local sau buget. Basca și da. La ea deja au primit și finanțare. Da, au fost da. Dacă mai sunt întrebări deci, la... Deci mitul ăsta că la primăria Răcăciuni sau primarul comunii Răcăciuni nu depune sau consiliul local nu a depus și nu depune proiectul și nu se va trage gaz în Răcăciuni, este un fals. Deci, ce am văzut pe online e cu totul diferit. Da. Realitatea este alta. Se va trage gazele, că și se va depune. Mai sunt întrebări? Dacă nu se pune la vot, cine este pentru? Și... Da. Aș mai vrea să mai fac o informare. Astăzi, acum, când discutăm, deci se toarnă asfalt primul strat la strada Vasilii Heisu, la Biserica Ortodoxă Răcăciuni. Da. Aceea... Asta este fantastic. Da, deci nu, am ajuns și la biserică, deci de Florii, da, de Paști. Adică de sărbători. Înainte de a trece la ultimul punct care l-am referat de aprobare, mă scuzați, am sărit un... Proiectul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului și cuantului burselor aferente. Bun, atunci trecem la ultimul punct. Referatul de aprobare, domnul Duar. Nu, stabilirea mandatului reprezentantului. Ați avut timp în comisie să vedeți despre ce... Da. Deci ce vor ei să discute în ședință pe 16 mai? Imediat vă citesc. Vor să discute aprobarea achiziționării de servicii juridice externe de consultanță, reprezentare juridică în vederea efectuării demersurilor de recuperare a prejudiciului creat ca urmare a modului de proiectare a investiției ce asigură alimentarea cu apa municipiului Bacău din acumularea Valea Ursului în cadrul contractului îmbunătățirea sistemelor de alimentare cu apă. Probabil au o acțiune pe instanță referitor la proiectul ăsta și vor să-și achiziționeze servicii juridice externe, probabil specializate, probabil juriștii pe care îi au ei nu fac față dosarului sau eu știu, nu sunt atât de experți. Și punctul 2 ce o să discute este împuternicirea persoanei care va îndeplini formalitățile de publicitate și înregistrarea hotărârii generale la Registrul Comerțului. Iar este o chestie, punctul 2 este o chestie de formă. La fiecare ședință a DIB, a CRAB,
dumneavoastră ca și autoritate deliberativă trebuie să-l împuterniciți în cunoștință de cauză pe domnul primar. Ce înseamnă cunoștință de cauză? Știți ce anume se va discuta la ședința lor, CRAP, ce va fi pe ordinea de zi. Iar domnul primar, efectiv, va duce mai departe votul dumneavoastră. Deci, fără să știți ce se discută acolo, domnul primar nu poate vota singur. Deci, dacă dumneavoastră sunteți de acord cu cele două puncte de pe ordinea de zi care se vor discuta pe 16 mai, domnul primar va transmite votul. Concluziile vom afla după... Dacă nu, nu. Ne facem parte din... Deci, vreți să mai citim o dată ce se... O, da, e clar aici. Da? Bine că nu afectează proiectul ăsta. Nu. Da, numai că primarul știți ce nu va aduce la cunoștință exact prin externalizarea serviciilor și costuri să repercutează. Ce votăm noi acum este așa. Consiliul Local, în calitate de autoritate autonomă deliberativă a acționarului, știți că suntem acționari la CRAP, acordă mandat special reprezentantului său legal în speță domnului primar pentru a vota cu pentru în ședința CRAP din 16 mai cele două puncte de pe ordinea de zi a lor și care și dumneavoastră le-ați cunoscut astăzi. Adică externalizarea serviciilor. Da. Și persoana care se va ocupa să ducă la îndeplinire ceea ce hotărăsc ei. Nu, nu. Deci hotărârea asta constă în împuternicirea domnului primar. Da. Ca să voteze pentru. Da. Corect? Păi... Păi nu. Adică suntem puși în fața faptului împlinit. Nu puteți pe domnul primar să voteze? Puteți? Îl împuterniți pe domnul primar să voteze împotrivă sau abținere la punctul 1 sau la 2? Bun, haideți să votăm. Cine este pe aia? Și atunci nu ne... Bun, amin. Da, atâta timp cât ești acționat. Domnul profesor, nu un pic. Am ordine de diverse. Dacă sunt colegi care... Nu se vede. Cine? Domnul Iștor? Eu am o întrebare. Bun. Domnul Iulian și domnul Iacob. Sper să fie, să fie la ordine, da? Mai e cineva? Domnul Iștor, poftiți. Doar o chestiune simplă. Dacă tot eram la zona de CRAP, domnul primar, dacă mai aveți informații legate de proiectul ăsta mare pe comuna noastră în care suntem și da, chiar joia. Dacă aveți vreun... Joia trecută ne-am întâlnit în ședință extraordinară la centru de afaceri și garanția dată de către reprezentantul de la Consiliul Județean, de două președinte la Consiliul Județean în Bancea, se lucrează și nu merge la galop, dar merge la trap într-un ghilime. Adică el o să fie implementat, dar fluxul și mișcări vizibile la noi în comună s-a făcut ceva, s-a făcut pe ceva. Pe proiectul ăla mare nu s-a ajuns. Deci lucrează la partea de documentații, partea de avizări, partea de autorizații ce țin de către autoritatea care se ocupă de proiectul ăsta de pui. Noi le punem doar la dispoziție. Am stabilit unde o să vină la Ciucanii bazine de apă, se va schimba conducta, unde o să vină stația de epurare, sunt mai multe... Asta... Da, deci se lucrează. Deci nu, fiind pe fonduri europene, să știți că nu o să dea înapoi proiectul sau o să meargă în continuare, dar vă zis, merge un pic mai lent. Vorba de infrastructura, apă, canal, 34 de kilometri. Exact, da. Și trebuie important pentru comună, cu cofinanțare 1%. Nu cred că se va da înapoi. Fantastic. Nu mă gândesc că se va da înapoi. Acest proiect nu se va opri pentru că sunt mai multe comuni implicate. Cetățenii și atunci să ai mai multe incluse și la nivel de... Exact cum ați promis cu drumul de la biserică, care cetățenii ne-au mandatat și tot timpul. Acum, e foarte bine că ați făcut mențiunea că... Eu v-am explicat și vreau să știți prea bine, domnul consilier, și scuze domnul meu, atât timp cât noi și dumneavoastră consilierii lucrăm cu informații adevărate și concrete și legale, nu putem să distribuim în spațiu public sau în afara ședinței Consiliului Local niște, cum să vă zic, informații false. Adică nu, că nu se face, că nu. Sunteți îndreptățiți, știți ce se întâmplă,
lucrările și proiectele merg într-un ritm constant, legal, perfect legal, că nu poți să faci altfel, dar se realizează. Exact asta am vrut să spun. Este ceea ce ați vorbit când era vorba de lista de investiții și ce ați promis în 2021, acum se materializează. Da, nu orice proiect, exact, și mai ales pe fonduri europene, și mai ales pe fonduri guvernamentale, și mai ales pe bugetul local, nu se poate concretiza într-o lună sau două, pentru că, v-am zis, sunt documentații, sunt autorizații, sunt avizări, mai sunt contestații de multe ori și automat îngreunează punerea în aplicare a acestui proiect. Domnul Ciprian, cred că... Dacă tot am vorbit de transport, achiziții, microbus și tot așa, aș vrea să știu ce noutăți avem legate de autobuz. Vă dau chiar nu din curtea bus, din curtea școlii, autobuz, da. Vreau să vă răspund la, și sunt dator să vă răspund chiar și la verbal, la o inițiativă noastră care ați făcut-o referitor la transportul public în comun al Consiliului Județean, care include și Răcăciune. Acum două săptămâni de zile am făcut o identificare pe teren și pe un plan bine pus și stabilit împreună cu cei de la Consiliul Județean, delegat de către domnul președinte Ivancea, o persoană care e responsabilă pe transportul public, am stabilit următoarele stații de microbus și autobuz care vor ajunge locatat în comuna Răcăciuni. La Răcăciuni, la Han, aici la taxiuri, prima, după care la școală la Gâșteni, la școală la Gâșteni și la Unguru Andrei în panta aia acolo, deci la așa, la Dumbrăveni, la biserică, am dat punctul că e instituție publică, nu poți pe magazin, se poate schimba oricând, la biserică și la bazinul de apă. La Ciucani, la Liciuica jos, de jos la Liciuica, la intersecția acolo, 1. A doua, cu intrare cu două stații de autobuz la magazin la Matei Pavel și una la intersecție la Valea Mocanului. La fundul Răcăciuni sunt la Frâncu, unde este așa, și la biserică, la intersecție și la capăt la Dumatrâni. Deci, dacă până acum operatorul o mai jongla și nu intra, acum am stabilit exact punctele fixe pe plan, autorizate și aprobate de către Consiliul Județean și de către președintele Consiliului Județean. Deci dacă când scoate acum la licitație, se va scoate la licitație, nu respectă traseul, îi reziază contractul. Deci personal am fost, ăsta este traseul pe comuna Răcăciuni, ca să știți. Și la Gheorghe Dojan? La Gheorghe Dojan. La Gheorghe Dojan e la șosea. Nu poate. Da, întrebarea era... La șosea, la intersecția cu... Da. Unde este acum? Unde e? Întrebarea era despre autobuzul care l-a... Da, asta vreau să spun, da. Autobuzul care este în spate aici la Altomerie, trebuie să-i facem ITP-ul, are o problemă, fiind donat, are o problemă la sistemul de schimbare a vitezelor, nu merge înapoi. Am să-l sui pe platformă, trebuie la fel dus la o firmă autorizată, da, și hidramașină. În rest, el este funcțional. Dacă înființăm serviciul transport public în comun, atunci o să-l pun. Dacă nu, o să-l folosim ocazional pentru anumite excursii pentru copii la școală, la... Am înțeles că nu este voie. Poftim? Am înțeles că nu e voie pentru deplasări. Cu asumă mult. De ce? Pentru că are scaunele spate-n spate. Nu e... Dacă dă rar, dacă odată ce trece rar... Aici rar nu are nici dacă dă rar, care spate-n spate. Am înțeles. Domnul Iacobuș? Păi asta era cu stații de autobuz pentru Gheorghe Dojan, în față la școală, nu putem să amplasăm stații de autobuz pentru copii? Nu există. Deci traseul care îl faci nu pentru microbuzii de școală. Pentru microbuzii de școlare, pentru că copiii stau în stradă, pericol de accidente și dacă plouă, stau în ploaie. O stație de autobuz am amplasat-o la grădinița de la Gheorghe Dojan, tot la solicitarea și nu stă nimeni acolo. Și o mutăm în partea asta. O mutăm la Vale. Solicitarea a fost acum câțiva ani tot de către un consilier ca să o mutăm la grădinița. Am mutat-o la grădinița, acum o mutăm în partea asta. Erau copii mulți. Bun, să rezolvăm. Domnul Vici, ai în vedere și o rezolvă ca să... Ședința, dacă îmi permiteți, așa este fresh și normal, să vă transmit din partea mea, a familiei mele, a colegilor din primăria Răcăciuni, să apropie sărbătorile pascale, atât la catolici cât și la ortodoși. Vreau să vă transmit sărbători cu bine, să aveți sănătate, bucurii și masă îmbelșugată. Și dacă îmi permiteți, vă dau câte o felicitare și atunci ce le-am dat. Da, dar acum e post, având în vedere că este post, suntem în post, nu servim altul. Hai, mă duc să scot un pic de cetă și vin să... Așa, nu suntem consumatori de alcool.